Guvernul a adoptat joi seară hotărârea privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 14 noiembrie. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a precizat că măsurile care vizează prevenirea și controlul infecțiilor cu SARS-CoV-2 prevăzute sunt pe fond similare cu cele în vigoare. S-a ținut seama, bineînțeles, de propunerile cuprinse în hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 54 din 2020, care a avut loc astăzi după masă. Iar prin proiect se propune prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 14 noiembrie 2020. Măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirus SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarea acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata prelungirii, sunt pe fond similare cu cele în vigoare. Arafat a subliniat că măsurile luate înainte rămân în vigoare, menționând că pentru elaborarea acestora au avut loc consultări cu un grup de epidemiologi. Potrivit secretarului de stat, au fost propuse aceleași măsuri de protecție sanitară care vor fi luate pe timpul procesului electoral al alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie. Oficialul a menționat că s-a creat baza legală pentru ordinul privind condițiile de protecție sanitară în secțiile de vot care vor fi organizate în afara României. Totodată, pentru alegerile parlamentare vor fi organizate secții de vot în afara României, în alte țări, motiv pentru care s-a creat baza pentru emiterea unui ordin pentru stabilirea condițiilor de protecție sanitară, un ordin care urmează să fie emis de Ministrul Afacerilor Externe împreună cu Ministrul Sănătății. Totodată s-au stabilit regulile de organizare a sărbătorii Zilei Naționale a României în 1 decembrie. De asemenea, s-a stabilit permiterea desfășurării activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane, precum și permiterea operatorilor economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și celor din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, să desfășoare activitatea inclusiv în perioada în care este interzisă circulația.